Sunt Diana Filimon, președinte Forum Aplum. Dacă ar fi o idee pe care am vrea să o dăm mai departe către oameni de orice vârstă, este că implicarea civică nu se face doar când e grav. Trebuie să o ai tot timpul undeva în mintea ta. Am fost tot timpul un cetățean foarte disciplinat, care a votat la fiecare tură de alegeri, care s-a implicat pe cât a putut în comunitate, dar care nu a dus mai departe implicarea asta. Și în 2017, după ieșit în stradă, repetat pentru diverse motive în anii trecuți, am simțit că nu mai pot să fac asta, nu pot să ies la proteste și să fiu foarte frustrată, să-mi spună un politician că totul e bine, mergeți acasă și să mă întorc în viața mea normală și să aștept următoarea criză. Forum Aplum e un ONG care face teoretic activități în zona de educație civică, dar cumva dar mai diferite, în sensul că vrea să facă educația civică mai interesantă pentru tineri. La Forum avem un proiect, revista Gen, în care le dăm ocazia și îi ajutăm pe tineri să spună, fie prin ilustrații, fotografii sau text, poveștile personale sau ale altora. Dacă oricare dintre adulții de astăzi citește textele respective, aproape în fiecare dintre textele respective se va regăsi într-o anumită formă. Adică eu mă conectez cu varianta mea de la 16 ani citind anumite texte. Ceea ce înseamnă că tinerii de astăzi sunt într-o foarte mare măsură ca noi, au aceleași frici pe care le aveam noi când eram adolescenți, doar că sunt puse sub lupa social media. Deci cred că social media amplifică foarte tare stările prin care trec. Au acces la foarte multe informații, dar nu au pe nimeni sau au foarte rar pe cineva care să le curatorieze informațiile. Dacă au noroc de un profesor bun de istorie, o să știe istorie, dacă nu, foarte probabil nu vor prea înțelege. Și asta se aplică la aproape orice, de la civism la o limbă străină. Deci au nevoie de curator de informație. Internetul le oferă acces la orice, dar sunt un pic pierduți, pentru că e prea mult. Și e firesc. Și faptul că nu au niște curatori, niște role models, ca să zic așa, niște modele în viața lor, îi face să alerge spre unii care nu sunt chiar potriviți. Și dacă vedem că pe TikTok sunt unii care au nu știu câte mii de urmăritori, de acolo vine, din nevoia tinerilor de a se agăța de oameni care să-i ajute să înțeleagă ce se întâmplă în viața lor. Și oamenii aia nu prea apar, pentru că avem toți vieți ocupate sau ne gândim că se descurcă singuri oricum. De exemplu, la Gen Revistă ne scriau tineri că uite, voiam să dau la facultatea aia, dar după ce am scris articolul ăsta vreau să dau la jurnalism sau vreau să dau la filologie sau... Și îți dai seama cât de mult poți să afectezi viețile lor și în bine și în rău. Deci e o responsabilitate pentru noi asta. Dar e foarte mișto când îi vezi că li se luminează un pic calea. Au... Înțeleg niște lucruri despre lume, au acces la niște oameni cu care îi încurajăm să vorbească de la egal la egal. E un fel de pepinieră pentru jurnalism, pentru activism, pentru mai multe zone din societatea din România, în care noi credem că e nevoie de a pregăti oameni de cât mai devreme. Vrem chiar și să creștem viitor politicieni aici, dacă ei vor să meargă în direcția aia. Orice vor ei să fie, noi îi sprijinim. Ideea e că vrem să aibă cât mai multe informații atunci când iau decizii în viață și în ce direcție merg.